Hei, salut! Mă numesc Chiar și bine ați venit pe Top 5 Vloggeri din Moldova. Ce pe primul loc l-am, pe al cincilea loc l-am pus pe King Alex. Acest vlogger filmează în timp de o lună, o săptămână, dar rar când îl filmează. Ce l-a spus că se lasă de YouTube. Asta e foarte rău și pentru abonați săi, da, e foarte, foarte rău. El are 30.000 de abonați, da, și nu crezi să merită atâția abonați, deoarece de ce s-a mai apucat de acest YouTube? Dar patrul loc l-am pus pe Cezar Poiata. Acest vlogger are 13 ani, clasa 6, ora 7. Cezar, scuze-mă dacă am greșit. El filmează foarte fain, frumos, cu se vede care calitate videocamera sa. Da, și de aceea a ieșit la noi pe al patrulea loc. El are 20.000 de abonați și sper ca să aibă 100.000 de abonați. Abonează-te la el. Pe al treilea loc am pus-o pe Katia Black. Ea este prima vloggeră din Moldova, fată. Voi contribuiți, fată, nu băiat. Și asta e foarte bine. Poate mai sunt vloggeri fete, dar eu nu știu. Ea filmează, a început să filmeze provocări nebune. Ea arată ce are ea, arată în ce se îmbracă, ce comenzi are, cum se arată. Și altă. Dar mulți au așteptat ea să facă provocări nebune. Asta e cel mai super. Și pe al doilea loc l-am pus pe Orange Blue. El este tot un vlogger. El arată cum poți face 8 tarde, cum poți face un Big Mac, cum poți face o pizza, ca și puteți vedea acum în video cum face un Big Mac. Este foarte gustos, nu pot spune că nu e gustos. El face, o să te arăte ce poți face tu cu motorașele care ai acasă și de la mașină noții. Și el filmează în timp de o săptămână. Da. Iar pe primul loc l-am pus pe Ilie Vlogs. Acest vlogger nici nu vă pot spune despre el, că voi singur știți cine e el. El face acum un concurs la iPhone 6S, face la două pennyboard-uri, la un GoPro și la tricouri cu Ilie Vlogs. Și asta, grăbește-te, că vei rata șansa de a câștiga ceva. Și cu voi a fost Iaric. Nu uitați să vă abonați, să dădeți un like și priviți videourile mele. La toți, pa, pa, ne vedem în curând.
Hei, salut, sunt Zulie! Astăzi...